Cei mai buni violoniștii Romei județului Săleasa au întrecut în arta muzicală. Ei au concurat la festivalul concurs în memoria celor mai buni violoniști romi care au trecut în neființă. Este vorba despre Lăcătuș Sidor, Calo Albert, Calo Albert Fănică, Hendrik Iorga, Lăcătuș Alexandru Elec, Calo Victor, Fărcaș Todor, Silaghi Pitiu, Zagor Aladar, Fărcaș Roman. În memoria acestora au cântat violoniștii romii care s-au remarcat prin calitatea muzicală. Evenimentul a fost găzduit de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Alături de comunitatea romilor din Sălaj a fost la acest ceas de sărbătoare și Emil Nea Lăcătuș, președintele Asociației Partida Romilor Pro Europa Bistrița Năsăud, care a vorbit despre cultura romă. Romii noștri au darul de mic copil în sânge de a promova cultura, tradiția și obiceiurile noastre tradiționale specific țigănești. Muzica, în special dansurile specifice a noastre țigănești și sigur trebuie să promovăm, așa cum spuneam, prin Partida Romilor, că Partida Romilor este o asociație non-guvernamentală, nu face politică, dar sigur, are trei domenii foarte importante. Educația, care sigur noi o încercăm să o promovăm prin Partida Romilor, prin locurile speciale destinate elevilor rom, la licee, la școli profesionale, la facultăți. Sănătatea, care este un punct foarte important pentru noi romi. Și cultura, tradiția, obiceiurile noastre, care sigur trebuie să le promovăm, trebuie să le susținem și în special limba romanismul. Promovăm, să o traducem, să o ducem mai departe. După ce toți concurenții au susținut un moment muzical, au fost desemnați câștigătorii. Locul întâi a fost obținut de Petre Haraga, care a fost premiat de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj. Premiul întâi, juriul a decis să fie acordat domnului Petre Haraga. Din partea noastră a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, vă mulțumim încă o dată pentru că ne-ați oferit, așa cum am spus, frumoase clipe de destindere sub aura magică a muzicii populare. Evenimentul a fost organizat de Asociația Partida Romilor Pro Europa, Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, Fundația Vazdas. La final au fost acordate premii și din partea Asociației Partida Romilor Pro Europa.